eu. Așa că o să vă rog foarte mult, nu mă trageți până la răspundere, să că să vă spun ceva. Eu vin pe la 3 jumate la emisiune, când deja ea era mega vopsită și mega aranjată și tatuată. Habar n-am eu ce a făcut ea azi, că nu mă interesează. Eu am viața mea acasă, cum și are viața ei până în emisiune, da? Ne întâlnim la ora 5, discutăm despre ce a făcut fiecare și apoi pleacă fiecare la casa lui. Eu la copiii mei și ea, mă rog, nu la copilul ei, că nu are de gând, dar se duce în viața ei, deci eu nu răspund pentru nimic, nu mă interesează pe mine, Veronica. Ca și nici Viorel Stegaru, decât în măsura în care sunt invitați. Ce fac ei cu viața lor, cu imaginea lor, cu banii lor, cu părul lor, este problema lor, domnul Stegaru, și o să vă rog foarte mult să vă revizuiți atitudinea. Ne întoarcem acum lucru pe care ți-l rog, pe care te rog și pe tine, Viorel, de asemenea. Deci nu suntem nici unii responsabili, am repet, înțeles. Eu la 3 jumate ziua aflu ce face, sau la 4, aflu ce face Veronica, că trebuie să mă interesez despre ce vorbesc în emisiune. Doamna Mirela, eu nu stau să o păzesc pe Veronica, că nu stau la fundul ei. Să vă spun o singură problemă, nu spun cuvinte jignitoare. Te rog. Așa, din bunătatea mea, că am fost un om prea bun, așa, prea bun la suflet, și acum, ați văzut, mai acum vreo 20 de minute, râdea de mine, fiindcă râde de mine că am iertat tot ce-a făcut, și asta acum ce-a făcut ea, a făcut asupra mea într-o bătaie de joc. Ce-a făcut ea? Adică bătaie de joc, dacă ți-ai spălat și blondele, ce vrei să nu fac? M-am referit la păr. Dar cum trebuia și să mă vopsesc? O singură, doamna Mirela, ăstea nu mă interesează ce face, ce nu face ea. Să bage bine la urechi, ce zic eu. Da, astea la ora 9, în seara asta, să nu mai văd un tatuaj. Dacă nu să ia... Ești hotărât să divorțezi de ea. Asta... Ce te mai interesează? Ce, păi da, ce te mai interesează? Și să văd și eu ce o să se aleagă. Dar ce se întâmplă la ora 9? De nu știu dacă... Tundi. Are termen limită. Nu. Păi dacă... stai un pic, Viorele, lucrurile sunt foarte simplu. Tu ai spus că divorțezi mâine dimineața. Ai zis-o de 3 ori, da? Da. Păi e liberă să-și trăiască viața cum vrea. Păi, care ce mă interesează? Așa, și las că o să controlez eu și acolo, ca să văd eu și acolo care e problema. Te teamă să nu-ți fii luat din bărâni? Exact. Adevărul e că o astfel de decolorare, că la ea dura mult, că mai știm și noi. Deci se decolorează cu pudră sau nu știu de care, după care se aplică vopseaua, durează oricum câteva ore. Și Viorel e îngrijorat că cardul ei a fost la ea astăzi. Un astfel de decolorat. Știți cam cât a costat asta aici? Eu vă spun așa în mare. Cam aproape 2000 de lei, sigur. Da, e posibil, dar eu cred că tatuajele au costat mai mult. Și taică s-o știe exact ce este acolo, că am vorbit eu cu el. Și ca tată, socru, ca genere, am avut curaj să-i spun exact știe ce e acolo și el mi-a zis, strângeți acolo că nu se știe ce se întâmplă. Da, Viorel, dar mai important decât banii este faptul că este fericită. Poate de altfel, este prima decizie Doina, pe care o face independentă. Doina, poate să fie și mama fericită. Dar și nu spăla și trandafirul, nu spăla și este. Te frumos să nu mă mai iei la mișto. Tot din momentul de față nu mă mai iei. Tu știi câți bărbați au scris pe Facebook că le place tare mult de Veronica? Poate să se ducă, să stea cum vrea și cum vrea ea să stea. Acum sunt liberă, mulțumesc frumos. Să stea cum vrea ea. Veronica, tu vrei să divorțezi de Viorel? Dacă eu l-am spus că mâini... Nu, dar eu te întreb pe tine, nu ce a zis el. Tu vrei să divorțezi sau vrei să-i fii soția lui chiar și așa blondă? Da, prefer și așa. Și cu prostii astea, nu. Dar nu are cum să șteargă, omule. Nu mă interesează. Să-mi spune un plovăr, nici nu o vezi. Dar nu mă interesează, doamna Mirela. Ăsta la mână se vede, uitați că se vede la mână, nu? Nu, că îmi pui o bluză așa mai lungă, știi? Nu mă interesează. Nu mă interesează. Îmi pui mânuși. Dar ea nu vrea să divorțeze. Deci acum ea, pentru că i-a dat o zi de libertate și acum a dat doamna Mirela. Nu mai vrea ea. Acum vrei tu? Eu n-am știut ce face ea. Dar a făcut-o pentru tine, Viorel. Eu fiindcă, eu când o întreb ceva, să pleci, când pleacă undeva, eu o întreb. Ce faci? Unde te duci? Bun. Nu spune. Tatăl Veronica este la telefon. Așa. Bravo, tată, socru. O să-l rog din start pe tatăl Veronica să nu vorbească vulgar sau trivial sau indecent sau imoral, ziceți dumneavoastră, cum dați înțeles. Bună seara! A vrut fata dumneavoastră o zi de libertate. Știți că ieri din divorț nu mai scotea nimeni. Divorț. Astăzi nu mai vrea să divorțeze. Vrea să rămână cu Viorel. Dar și-a făcut și ea un pic de cap cum își mai fac fetele de la oraș mai emancipate, blogărițele, vlogărițele, influencerițele. Ce părere aveți? Nu-mi place. Bravo. Deci ăsta e motiv de divorț? Dacă nu-mi place tatuajele de acolo, să nu vii acasă nici sub o formă. Nu o primești nici de la poartă. Exact, tata socru. Deci eu am fost o idee bună cu Matali.
Nu o prinez, la poartă nu o prinez. Să se ducă la unii ministri și șteargă de acolo. Nu. Deci, dacă nu pe marginea străzii. Are motive Viorel să divorțeze de ea? Da, are motive, trebuie să șteargă tatuajul neapărat de acolo. Exact ce am zis eu. Dar blondă, vă place blondă? Nu îmi place nici într-un fel. Trebuie să șteargă tatuajul de acolo așa. Deci am tata socru, exact ce am zis și eu. Nu vreau să mă asculte. Bun, dacă nu vrea să și le șteargă, se duce mâine Viorel și divorțează? Dacă se duce, poate să ducă să divorțează dacă nu le șterge de acolo. Exact. Deci eu ce am... Oamenii liberi, iar restul e pe marginea trezii. Așa, tata socru. Deci, acum ați văzut ce face. N-am nimic cu tine, văd că râde de tine și în primul rând ai iertat-o. Acum ați văzut. Să șteargă tatuajele de acolo și banii eu cheltuit aiure. Eu nu știu că n-am făcut ca mâini. Tată, acum după emisiune mă duc să verific acolo, să văd care-i treaba acolo. Banii nu trebuie cheltuit aiure. Viorel, 5 ani n-ai vorbit cu socul tău și acum îi spui și tată. Da. Da, pentru deci până acum v-ați înjurat pentru... unde vă prindeați, vă băteați. Nu, când i-ai luat fata cu forța din bătătură Mirela, când avea 17 întrebați-l ani. Dacă și eu acum ești cel mai bun prieten. Întrebați-l hai, lasă, nu mai întreb nimic, că deja mă băsit. Ia fii atent tu să vezi exact ce a făcut soția ta astăzi. Cât a fost. Viorel, n-ai urmărit materialul, dar ce ai înțeles din el? Nu, ce ai înțeles? L-ai auzit. Nu mă interesează, nici nu. Viorel, nu te preface că nu înțelegi. Nu mă interesează. Ce ai înțeles? S-a vopsit sau nu s-a vopsit? Nu, asta în capul ei o pierd că sigur. Și cu prostiile alea de pe mâini nici nu mă interesează. Băi, stai că deja a picat o treabă. Deci deja ți-ai dat seama că nu e vopsită, nu? Deci nu mă interesează. Măi, omule. Tu ai înțeles că nu s-a vopsit? E ca și cum eu mi-aș pune o perucă brunetă, lucru pe care l-am mai făcut. Dar cum să dau jos? Acum să vreau să dau. Și a tot repetat că nu o primește în casă, de parcă el este proprietarul apartamentului. Doamna Viorel, nu te face că nu înțelegi. Doamna Mirela. Și eu mi-am pus peruci, vrei să-ți arăt? Uite, caută o melodia cabaret a mea, tonsă, scurtă, așa ca de cabaret, brunetă, pentru un program de revelion. Nu, nu e revelionul. Doamna Mirela. Dar asta a vrut fata să experimenteze. Ce te deranjează? Asta cu peruca... Să spun că trec. Dar ce are ea acum? Asta nu se ia. Asta e strict. Pare rău. Zi, Veronica, se ia sau nu se ia? Nu. Veronica, zi. Hai zi sincer. Hai zi sincer. Dacă faci duș, se duc sau nu? Deci nu mă interesează. Poate să... Hai spune. Da. Doamna se duc? Mire... Da. Doamna Mirela, poate să facă 10 dușuri. Am înțeles. Deci, Viorele, hai ca să concluzionăm pentru ziua de azi. Ea s-a distrat. Tu nu te-ai distrat. Eu văd că și colegii noștri s-au mai delectat. Fata nu s-a vopsit, are perucă. Unu, doi, tatuajele astea sunt desenate. Se duc. Mâine mergi la divorț? Da. Deci chiar dacă fata nu-i vopsită exact și așa. Exact cum o zis și tata socru. Am înțeles. Exact același. Bine, ok.